Plineștiu până la Revoluție arăta ca toate satele dobrogene, fără infrastructură, fără utilități. Din 2000 până acum nu-i mai lipsește nimic, nici din infrastructură, nici utilități, apă, canalizare, iluminat public. E la stadiu de oraș. Deci ce înseamnă infrastructura? În ce s-a investit ca să... Infrastructura înseamnă drumurile toate care sunt asfaltate în procent de 97%, cel 3% reprezentând extinderile de vatra localității. Ce spun turiștii când vin la Costinești acum? Unii care au fost studenți pe vremuri și au prins sabra studențească în condițiile satului dobrogean, au rămas și impresionați și ne-au mulțumit pentru realizările care se văd acum în Costinești, pentru că ei n-au apucat așa. Copiii lor sunt mândri de ceea ce le povestesc ei, având elementul de comparație, trecutul cu prezentul. Atât administrația publică locală, cât și Consiliul Local, a pus un accent deosebit pentru dezvoltarea a zonei de promenadă, a zonei de plaje, a litoralului în special. Pentru acest lucru, administrația publică locală a căutat ca de fiecare dată să vină cu lucruri noi, lucruri care să încânte ochiul turistului și turiștii care vin pe litoral să fie impresionați de lucruri frumoase. Vreau să scot în relief că în momentul și acum suntem pe o zonă de promenadă, zonă în care este totdeauna aglomerată, totdeauna vizitată și căutată de turiștii care sunt pe litoral și care sunt în Costinești. Sunt suficiente spații de cazare în Costinești? La momentul de față s-a dezvoltat foarte mult localitățile Costinești și Schitu, localități care sunt părți componente din comuna Costinești. Da, dispune de locuri de cazare, suficiente chiar și peste, dar suprafața plajei nu face față necesităților. Și ce ar veni în plus pentru Costinești ar fi acel program de nisipare și de lărgire a plajei. Un lucru care ar fi de bun augur pentru Costinești, pentru stațiunea Costinești, pentru litoralul românesc. Aveți în plan noi investiții? Păi cine nu are în plan? Avem un plan investiții, nu avem bani. Ne străduim să facem rost întâi de bani și după aceea să începem să punem pe hârtie alte noi investiții. Dar oricum, toate investițiile se referă strict la infrastructură și utilități, pentru că astea sunt cele mai importante. S-a investit suficient, dacă vă spun că în Costinești erau doar 3 km de drumuri asfaltate, acum sunt peste 45 de km de drumuri asfaltate. Canalizarea nu era decât în stațiunea Tineretului Costinești, acum nu lipsește canalizare după nicio străduță, plus alimentarea cu apă și iluminatul public. Ardeau 4 becuri până în 1999 în Costinești și acum sunt peste 2000. Unde ne aflăm aici și ce investiții s-au făcut? Este pe raza Unității Teritoriale Costinești. Este un sector în care este în evoluție. Sunt locuri private. Noi am avut accesate pe fonduri europene, pe PNDR, măsura 7.2, 1 milion de euro, care a constat într-o investiție de extindere rețea de apă uzată, apă și stație de pompare. Denumirea este dată Golful Francez. Au fost executate extinderea rețelei de apă, iluminatului public, extinderea rețelei electrice pentru casnic. Am avut acum pe fonduri, tot pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe 1 milion de euro, extinderea rețelei de canalizare, o stație de pompare și extinderea rețelei de apă. Lucru ce este în execuție, sperăm ca în luna iulie să finalizăm și să recepționăm această lucrare și să o dăm în funcțiune
Și după ce terminăm și facem recepția acestei investiții, demarăm pe un program național de dezvoltare locală, asfaltarea drumurilor. Deci va fi o zonă care se va încheia cu toate utilitățile. Trebuie să specific aici că această zonă se întinde peste 60 de hectare, din care jumătate avem toate utilitățile, inclusiv gaze. Noi suntem acum în localitatea Schitu, localitate care face parte componentă din Comuna Costinești, având la momentul de față toate utilitățile, apă, canalizare, energie electrică, gaze, cablu, am ajuns la concluzia că este strict necesar să efectuăm și lucrările de infrastructură rutieră. Și astfel că am accesat fonduri, s-a accesat pe Programul Național de Dezvoltare Rurală în măsura 7.2, 1 milion de euro, pietruirea și asfaltarea a 6,3 km de drum. Din totalul de 50 de km de drumuri ce le avem prinse în inventarul UAT-ului Costinești, la momentul de față avem 70% pietruite și asfaltate. Ne-am propus ca în Comuna Costinești să realizăm o serie de investiții care sunt cu cheltuieli din bugetul local. În această zonă în care suntem, vedeți foarte bine că a ieșit o lucrare, zic eu, foarte bună și foarte frumoasă, totodată dând un aspect foarte frumos străzii, de curățenie, s-a amenajat și totodată s-au realizat și locuri de parcare pentru turiștii care vin în sejur la Costinești. Spuneți-ne despre lucrările făcute după inundațiile din 2005. Cea mai importantă lucrare după inundații este cea de reabilitare a falezei și consolidarea falezei pe distanța Iepavă până la Hotel Forum. După aceea s-au continuat lucrările până la hotar cu Tuza și până la hotar cu 23. Deci ar fi o amenajare a falezei pe o lungime totală de vreo 6 km. Lucru care se și vede. Bineînțeles că a durat. Toate lucrurile s-au făcut pe bani guvernamentali, că trebuiau să programeze prin bugetul central. Și a fost bunăvoință la vremea respectivă din partea Ministerului Pădurilor și Apelor. Era ministrul Sulfin Labarcu, care a acordat suficientă atenție rezolvării problemei. A fost un an cu o întorsătură de 360 de grade pentru Costinești. Da, a rămas o amintire neplăcută, dar tot rău a fost spre bine. Pentru că chiar dacă a fost afectată localitatea Schitu la momentul ăla, în 2005, în septembrie 2005, am fost incluși într-un program al Ministerului Mediului de realizare unui proiect de atinuarea viriturilor și consolidarea falezei. Lucruri ce a venit și a fost benefic pentru Comuna Costinești, deoarece s-a eliminat acea neplăcere care s-a creat în 2005 și nu va mai fi pe viitor. Și spuneam că în cadrul acelui proiect a fost și consolidarea falezei. S-a făcut o consolidare. În Costinești era un mal foarte abrupt, stânga-dreapta plajei Costinești, care era un pericol pentru turiștii care stăteau pe plaje și care circulau pe plajă. Am intrat în acest program de consolidare a falezei și s-a făcut o taluzare cu o promenadă, un lucru care într-adevăr a dat bine și dă bine pentru Costinești.